Hai să vedem dacă reușim să vorbim cu domnul Mircea Lucescu, că nu prea se aude, semnalul e foarte prost. Bună seara, Nea Mircea! Bună seara, Horia! Bună seara! Doar atâta vreau bună să... Bună seara! Atât vreau să vă spun, în stânga este Dănuț Lupu, în dreapta Lampă Mariu și Umudică. Doi copii. Doi copii. Cum e găsit împreună? Cum e găsit? Nu. Nu e întrebarea corectă. Trebuia să mă întrebați, dar dumneavoastră sunteți prea elegat. Cum e îmbârligat? Da. Păi să te frazi un tată. Bravo. Da. Bravo, bă. Îți dai seama. Ne-a au jucat împreună. Cum a fost? N-au cum să trădeze unul pe altul. No, numai că ea, care n-au jucat împreună. Ne mai țăndănim noi așa puțin. Nea Mircea, fanatici până la capăt. Da, fanat, așa e. Cum ia a fost, Nea Mircea? Povestiți-ne puțin ce a văzut marele Mircea Lucescu în seara asta. Păi, ce-am văzut? Eu am mai... Da, poate n-ai văzut declarații care am făcut-o la Pro TV imediat după meci, că au tăbrât acolo pe mine și sigur că m-am dus, le-am spus câteva cuvinte. Eu am fost impresionat, sincer, și surprins puțin de... evoluția jocului, evoluția rezultatului, dar am fost surprins extraordinar, în sens pozitiv, de echipă. Am spus că unul dintre cele mai bune meciuri jucate echipa României în campionatele europene. Sigur, ținând cont de faptul că plecau cu șansa a doua, din toate punctele de vedere. Nimeni nu le acorda chiar posibilitatea de a câștiga. Da, un meci nu se putea face, pentru că fotbal totul e posibil. Începând cu meciul ăla Arabia Saudită cu Argentina, toată lumea își dă seama că orice e posibil. Deci nu există învingător dinainte. De aceea, echipa a jucat foarte bine, a jucat inteligent. Mă spuneam înainte de meci că nu îi putem bate decât prin organizarea jocului și ăsta e meritul Edi Iordănescu. A organizat foarte bine jocul. Împotriva unei echipe în care fiecare dintre jucătorii ucraineni au vrut să fie protagonist. Începeau să dribleze unul contra trei, nu jucau repede, chiar dacă au dominat jocul, chiar dacă au avut început de partidă superior, puteau să marcheze. Și chiar dacă au beneficiat de o greșeală mare a apărării ucrainene la primul gol, după aceea n-a existat decât o singură echipă pe teren. În sensul jocului, organizării jocului, în sensul contraatacului, pentru că echipa România a fost colectivă în jocul de apărare, în care s-au dublat și s-au triplat așa cum trebuie și au închis spațiile de joc și au fost individualiști în jocul de atac, la contraatac. Dar din toată chestia a ieșit o victorie foarte bună. Spre mulțumirea suporterilor, pentru că a fost ceva extraordinar. N-am văzut până acum o grupare galbenă, românească, atât de compactă și atât de participante la joc. Uh-huh. Au încurajat și au ținut pe băieții noștri permanent în pressing, așa. Uh-huh. Deci, asta a fost așa, în general, ca atmosferă. Uh-huh. Din punct de vedere al jocului, ei au început mai bine, au avut 25 de minute în care puteau să și marcheze. Încă o dată au exagerat ce cu ucrainenii, cu acțiunile individuale. Dar am făcut un lucru foarte bun, am închis intrările în diagonalele lui Mudric și ale lui Țigancov. Și asta ne-a dat posibilitatea să recuperăm mingii dificile și să facem contraatacuri. De data asta au pus câțiva jucători care au ieșit în evidență. De obicei eu nu prea vorbesc de individualități, dar s-a detașat, în apărare s-a detașat Drăgușin, care a fost un cap peste toți ceilalți, o siguranță și o disponibilitate de sacrificiu senzațională. A luat toate mingile la cap. Uh-huh. Împotriva, la un moment dat, a doi jucători foarte puternici, și Iaremciuc și Dubic. Pe urmă, din cu cât a trecut timpul, Moldovan a uitat că a fost rezervă acolo și a făcut niște parate excelente. Mi-a plăcut Stanciu, care de data asta l-am criticat după meciul cu Liechtenstein, că umbla pe tot terenul, venea în spatele fundașilor centrați să ia mingea. De data asta a jucat în zona în care îi convine cel mai mult. În care își poate valorifica dribbling-ul, își poate valorifica șutul, își poate valorifica ultima pas. A jucat exact unde trebuia să joace. Nu s-a mai epuizat în acțiuni inutile.
de la distanță față de poartă. Pe urmă, sigur, partea a doua, partea dreaptă a fost mai prezentă în joc, cu Raciu și cu Man, foarte bine au evaluat, mai puțin în partea stângă. Dar presupun că și asta era indicația, pentru că acolo juca Zinchenko, care nu-i fundaș de meserie. A fost destul de... Ucrainenii au avut o zi neagră, spuneam, cred că au fost superficial, au considerat că vor câștiga meciul mai ușor. Da. Credeți că ne-au luat de sus puțin așa? Poftim? Ne-au luat puțin de sus? Da, cu siguranță. Cu siguranță, pentru că greșelile care le-au făcut sunt inadmisibile la nivelul ăsta. Adică când m-am uitat la meci, mă dădeam seama că jucătorii români joacă la echipe mari în vestul Europei, jucătorii și ucraineni la echipe mici. Când lucrurile sunt cu totul invers. Da, noi am compensat prin două lucruri. Organizarea jocului și o disponibilitate extraordinară a jucătorilor de a se sacrifica. N-au pierdut contactele și contrastele individuale. Nu le-au pierdut. Au insistat foarte mult. Pe semne și prezența publicului fantastică, pe semne că, în general, cum opinia publică în România a pregătit acest turneu final, a făcut să ne dăm seama că, de fapt, nu există generații de aur. Există generații de jucători bine organizați, disciplinați, doritori să facă performanță. Pentru că talentul nostru există. Suntem unde între națiile cele mai bune în ceea ce privește lovirea mingii, poziția, tehnica pasei. Totdeauna am fost conținut și pe vremea noastră, când în 70 campionatul mondial, toți ne considerau toți ca echipa cu jucătorii care pasează cel mai bine. Ăla, acel tic-ataca care cam în 70, toată lumea pasam extraordinar și jucând și împotriva Braziliei, Angliei, care erau pe vremea aia niște forțe în fotbal, nu găseau mingea. Păi de atunci ai jucat tic-ataca. Da, păi de atunci jucam, pentru că asta era calitatea noastră principală a jucătorilor români. Da, pasele. Precizia pazelor. Da, dar mă uitam ce s-a întâmplat cu ucrainienii, cu Rebro fără replică pe bancă, Lunin. Vă spun, l-au pregătit meciul împotriva noastră. Ne am înțeles că și niște declarații care s-au făcut înainte de meci legat de pe semne că au văzut meciul nostru cu Liechtenstein, și aici a fost o strategie, a fost o gândire, cred, doar jucând cu Bulgaria și cu Liechtenstein. Cu Liechtenstein, dar dând impresia că nu suntem ceea ce trebuie, pentru că a fost o diferență de la cer la pământ între ce am văzut la meciurile la două de pregătire și ce am văzut adică acum. Adică le-am întins o capcană? E posibil, poate instinctiv sau poate așa ne-am aranjat, dar ei au căzut în capcana asta. Eu n-am văzut niciodată echipa ucraineză joace atât de slab. Dar cu Lunin ce? Cu Lunin ce s-a întâmplat? Noi. Cu Lunin ce s-a întâmplat? Pe semne că asta a rămas deziluzionat de faptul că n-a jucat finala aia, că toți sunt așa. Dar noi considerăm că suntem profesioniști, suntem maturi. Nu există maturitate în ceea ce privește reacția unui jucător care nu este folosit după ce a calificat echipa în finală și pornul nu l-a mai folosit. Nu, undeva, rămâne undeva, pentru că a avut niște, la golul, primul gol și la altul, al doilea, ceva incredibil. De asta face parte din joc. Nu asta a caracterizat rezultatul. Rezultatul a fost caracterizat de ce spuneam mai devreme, de organizarea jocului și de disponibilitatea extraordinară de sacrificiu a băieților, care i-au blocat peste tot. N-au pierdut astea... contrasele, contactele individuale tot. Au respins bine, s-au apărat bine, s-au dublat, s-au retriplat, au scăpat de câteva ori pe contraatac. Când au scăpat, au avut și succes. Mă uitam la Raciu... Eddie Iordănescu merită aplauze de poder. Sigur că o spun cum am spus-o și la meciul după meci imediat, că victoria este importantă doar dacă aduce altă victorie. Dacă nu, este întâmplătoare. Da, și asta e un lucru care ei trebuie să țină cont
și să reușească să mobilizeze foarte tare. Îți dai seama cum vine Belgia. Știți că a pierdut Belgia, asta. Știți, da, că a pierdut. Da, știu cum va veni. Și mă gândesc că și la Ucraina, cum va reacționa pentru meciul cu Slovacia. Există posibilitatea să se ajungă, de exemplu, la 3-4 echipe cu 3 puncte. Există posibilitatea asta. Mm-hmm. De-aia e frumos fotbalul. Da, e frumos. Eu sper să nu se întâmple așa, sper ca băieții noștri să știți cu Belgia, pentru că au arătat slăbiciuni destul de mari. E rău totuși că a pierdut Belgia, domnul Lucescu? Nu știu că e rău sau nu e rău. Trebuie să se turneile finale, turneile, totul e posibil. Nu știu dacă e bine sau e rău. Nici noi nu știm în toate astea. Noi trebuie să avem un parcurs liniar pozitiv. Să mergem înainte. Fiecare meci să fie tratat cu aceeași responsabilitate. Pentru că am văzut o echipă a României, am văzut niște băieți deosebiți. Nu i-am văzut niciun din meciul din preliminari, nu i-am văzut nici meciurile amicale, dar i-am văzut la meciul ăsta. Prezența, poate prezența la turneul final, poate prezența într-un număr extrem de mare de suporteri care i-au încurajat permanent. Poate și de faptul orgoliul lor de a juca ei, niște jucători de divizia a doua, așa se spune că prin campionatul Italiei sau undeva, împotriva unor că joacă la echipe mari și au vrut să demonstreze că și ei sunt de același nivel. Și ăsta e un lucru foarte important, extrem de important în pregătirea unor meciuri. Și pentru că până la urmă la nivelul ăsta contează foarte mult aspectul mental, foarte mult. De aceea, băieții, merită felicitări, dar doar atâta. Așteptăm următorul meci. Mm-hmm. Nu mai mult. Să nu ne îmbătăm cu un rezultat cum a fost asta de aici. Da. Pentru că, nu, într-adevăr, Ucraina n-a arătat nimic din ceea ce se știa că ar putea da. Bine, rezultatul dar nu neapărat. România a trecut peste nivelul pe care toată lumea se gândea. Nu cred că au fost foarte mulți optimiști în toate astea. Nu, dar cred că e unul dintre cele mai bune, cel mai bun joc probabil din ultimii 10 ani, probabil. Da, bineînțeles, asta am spus și eu. Pentru mine, unul dintre cele mai buni partide, poate că cel mai din participarea în cupele europene. Din participarea în campionatul european. Și nu, domnul Lucescu, șocant nu neapărat că i-am bătut cu 3-0, șocant, după părerea mea, maniera prin care i-am bătut. Asta e foarte bună. Să câștigi duelurile individuale cu adversari de nivelul la care ei au întâlnit astăzi este incredibil. Deci există niște resurse formidabile neexploatate. Eu tot timpul am spus că nu ce facem? Vorbim despre gheața de aur și uităm că talentul există absolut la toate generațiile și că doar depinde de moment, depinde de cum sunt organizați, cum sunt instruiți, cum sunt protejați, cum sunt împini în față, încrederea care li se dea. De aceea am militat foarte mult ca această calificare să aducă după sine o schimbare de atitudine în fotbal românesc. Am spus-o tot timpul. Asta te obligă de fiecare dată. Orice evoluție foarte bună în turneele finale a adus imediat ceva în fotbalul autohton. Ceva a adus. Și asta trebuie să facă. Și trebuie să fie un exemplu. Când te califici, începe responsabilitatea. Uh-huh. Nu începe relaxarea. Începe responsabilitatea. Drăguș, ce au demonstrat? Drăguș, cum vi s-a părut? Drăguș, formidabil. Da, eu îmi pare rău că nu pot să vorbesc despre toți, să-i laud pe toți, dar... Pentru că am spus data trecută la meciul că nu mi-a plăcut cum a evoluat Stanciu, care e capitanul echipei și care are niște obligații mari față de echipă, adică să fie mai prezent în colectivitate, în jocul lui. Deci când am spus de asta, mi-a plăcut foarte mult Drăgușin, pentru că era într-o competiție directă cu Zabarnei, doi jucători foarte tineri de mari perspective, și a câștigat de data asta Drăgușin, da, mi-au plăcut toți ceilalți, dar am vrut pe ăștia să-i remarc, pentru că la ei aveam niște pretenții. Da, bine, și v-am zis, și Drăguș mi s-a părut senzațional, și Drăguș are am spus acum și de Drăguș, un jucător cu niște calități deosebite care nu are ce să caute în campionatul Turciei.
Adică unde l-ați vedea? Îl văd în vestul Europei. Astăzi s-a ridicat la nivelul lui Dobby, care e golghetul campionatul Spaniei. Tu-ți dai seama ce a făcut? Chiar peste, peste Duvnic a fost plăcut foarte mult. Trabzon a făcut o afacere foarte bună. Poftim? Trabzon a făcut o afacere foarte bună. 2 milioane doar să-l cumperi. Da. Ce pot să spun? Gata. Eu cred că am vorbit prea mult. Ai băieții acolo care sunt la fel de competenți. Vorbim de 2 ore, Nemir, ce a stat liniștit. Bine, te salut, că trebuie să mănânc acum, că am plecat. Poftă bună, mulțumim, mulțumim. Hai să ne mai și ne și relaxăm. Și să bem, bem și un pahar de vin. Dar Nea Mircea, Nea Mircea, cum să zice, Nea Mircea, așa e, unii cu munca și alții cu paharul de vin? Ce? Unii cu munca și alții cu paharul de vin? Păi da, care muncă? Păi noi nu muncim, noi continuăm să muncim încă vreo 2 ore. Mulțumim, a fost Mircea Lucescu. Interesant și surprins, Șumi mi s-a părut, Mircea Lucescu de Ucraina, surprins total. Da, da, știe mai multe, îți dai seama că el este ancorat în ceea ce înseamnă fotbalul ucrainian și eu cred că are mult mai multe detalii. Conoplia exact, e fundașul. Conoplia, da, de la Shakhtyor, da. Chiar el, având mai multe conexiuni acolo, probabil și din declarațiile care le-au luat înainte de joc, și-a dat seama că ne-au luat un pic de sus, probabil. Și iată că fotbalul te pedepsește. În orice moment fotbalul te pedepsește.